Înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, a efectuat astăzi o vizită pastorală la seminarul teologic ortodox Sfântul Simeon Ștefan din Alba Iulia. Ierarhul s-a întâlnit cu elevii seminariști și le-a oferit sfaturi duhovnicești. Elevii de la Seminarul Teologic Ortodox din Alba Iulia s-au bucurat astăzi de întâlnirea cu înalt preasfințitul părinte Irineu. Ierarhul a vizitat fiecare clasă și a stat de vorbă cu tinerii seminariști. Prezența mea aici are drept scop de a vă cultiva în suflete dragostea pentru Sfinții Părinți ai Bisericii, ortodoxia fiind eminamente patristică. Despre aceștia, un părinte atonit, bătrânul Daniel, spunea că s-au ridicat deasupra lucrurilor lumești cu ajutorul a două aripi, educația și viața virtuoasă. Iată de ce, pe lângă dobândirea cunoștințelor religioase și profane, este necesar să iubiți rugăciunea și Sfânta Liturghie. Pătrunși de Harul Divin, veți reuși să vă dăltuiți un frumos caracter moral, pentru ca în viitor să contribuiți efectiv la însănătoșirea și la propășirea societății noastre secularizate. Anul acesta, arhipăstorul nostru a fost prezent în școala noastră în toate cele 5 module de studii și de fiecare dată le-a vorbit atât profesorilor cât și elevilor. Vizita de astăzi a înalt preasfințitului părinte arhiepiscop a fost una specială, deoarece s-a întâlnit cu clasele 9-12, secția pastorală, cărora le-a ținut un cuvânt despre sfinții ocrotitori ai fiecărei clase. Seminarul Teologic Ortodox din Alba Iulia a fost înființat în anul 1991.